Soroca astăzi verde, cu cer senin, plină de pace, este pregătită pentru Sfintele Sărbători de Paște, care înseamnă mai mult decât zile libere și cozonaci. Paștele înseamnă o joie mare în care Iisus, la ceas de seară, a trăit durerea și sărutul trădării. Paștele mai înseamnă și o vinere mare, în care Iisus a fost biciuit și judecat în fața mulțimii pline de ură, ură împotriva celui care le-a tratat copiii, mamele, tații. Paștele înseamnă și o dimineață de duminică cu Iisus înviat din morți. Paștele înseamnă speranță și dragoste fără margini. Și aici am putea aproape spune că Dumnezeu ne iubește pe noi mai mult decât pe Fiul Său Iisus. Iar pentru a înțelege sacrificiul sacru, noi, oamenii, trebuie doar să fim mai buni, mai iertători, mai înțelepți, să purtăm mereu lumină în suflet, în gânduri, în simțiri. Dragi soroceni, să aveți un Paște binecuvântat, plin de pace și de lumină, oriunde vă aflați, cu un Hristos a înviat. Cu respect!